Revista Științifică numărul 1 din întreaga lume a ajuns și în țara noastră. Publicația are peste 100 de pagini cu știri noi din domeniul științei, teste detaliate de produse și fotografii spectaculoase. Revista Focus explică pe înțelesul tuturor fenomenele științifice și aduce știința la viață. De exemplu, dacă veți răsfoi revista, veți afla când a fost descoperit primul dinozaur. Căderile de stâncă sau apele râurilor au adus la suprafață oase fosilizate, încă de dinainte de apariția omului. Un scriitor chinez ce a trăit în secolul al IV-lea menționa că în provincia Sichuan au fost găsite oase de dragon, cel mai probabil acestea erau de dinozaur. De asemenea, legendele grecești despre grifoni apărute în urmă cu mai bine de 2500 de ani par să se fi bazat pe cranii de protoceratops, găsite în Asia Centrală. Totuși primul dinozaur, un megalozaur, a fost descris științific în 1824 de către paleontologul britanic William Buckland.